Procurorii Brașoveni au făcut astăzi propuneri de arestare pentru un fost primar al comunei Cristian, dar și pentru alți trei inculpați. Fostul edil este bănuit că a făcut sex cu trei băieți, toți cu vârste sub 15 ani. Inculpatul major, în vârstă de 61 de ani, a întreținut relații sexuale cu minori, cu trei minori sub 15 ani. Ne-am dispus punerea în mișcare a acțiunii penale cu privire la alți trei inculpați pentru infracțiunea de șantaj, constând în aceea că l-au șantajat pe celălalt, pe primul inculpat, cerându-i diverse sume de bani pentru a nu da publicității un filmuleț compromițător care conținea un act sexual în care era implicat inculpatul major. Cei trei inculpați bănuiți de comiterea infracțiunii de șantaj i-ar fi cerut fostului primar sume cuprinse între 100 și 3.500 de euro pentru a nu da publicității imagini de la partidele de sex ale fostului edil. Acesta din urmă, în încercarea de a păstra totul sub tăcere, a plătit o parte din sumele cerute. Cei patru inculpați vor fi prezentați unui judecător de drepturi și libertăți al judecătoriei Zărnești cu propuneri de arestare. Procurorii vor continua cercetările pentru a stabili dacă părinții minorilor implicați în acest dosar știau sau nu ce se întâmplă cu copiii lor. Primul tur de scrutin al alegerilor prezidențiale este programat duminică 10 noiembrie. În România, secțiile de votare vor fi deschise la ora 7 și vor fi închise la ora 21. Alegătorii care se află la data scrutinului în unitatea administrativă teritorială unde au domiciliu sau reședința vor trebui să meargă la secția de votare la care sunt arondați. Însă, în măsura în care se află în orice altă unitate administrativ teritorială din județ sau chiar din țară sau și din străinătate, pot să voteze la orice secție. În secția de votare, alegătorul va prezenta operatorului de calculator actul de identitate valabil, care va fi scanat sau vor fi introduse datele personale în sistemul informatic pentru a verifica dacă persoana își poate exercita dreptul de vot. Apoi, alegătorul va primi ștampila și buletinul de vot, pe care sunt trecute numele tuturor candidaților. Va intra în cabină, își va exprima opțiunea electorală, iar apoi va introduce buletinul de vot în urnă. Pentru ca votul să fie valabil, trebuie ca ștampila să fie aplicată pe numele unui singur competitor electoral pe un singur buletin de vot. Votul multiplu se pedepsește cu închisoare. Moment emoționant astăzi la Colegiul Național Andrei Șaguna din Brașov. În prezența președintelui Consiliului Județean Brașov, a directorului colegiului, a membrilor Academiei Române, a elevilor, dar și a invitaților speciali la acest eveniment, s-a dezvelit bustul fraților Lapedatu. Cei doi gemeni, Alexandru și Ion Lapedatu, au aparținut unei ilustre familii transilvănene. Născuți pe 14 septembrie 1876, rămași de mici copii orfani de tată, aceștia și-au croit un rost în viață, luptând din răsputeri pentru a-și afirma calitățile și virtuțile. Foști elevi ai Colegiului Național Andrei Șaguna din Brașov, aceștia au ajuns să aibă printre cele mai importante funcții din țară. Ambii au fost membri ai Parlamentului României. Alexandru a fost desemnat ministru al Cultelor și Artelor începând cu anul 1923 și a deținut această funcție pe parcursul a patru guvernări, iar Ion a fost ministru de Finanțe, ulterior fiind în conducerea Băncii Naționale ca director, viceguvernator și guvernator. Este un eveniment care creează o punte peste timp, o oglindă a timpului în care trecutul și prezentul se contemplă reciproc, astfel încât prezentul poate să devină conștient de istoria semnificativă pe care școala noastră o are. Este un moment de maximă emoție, două personalități ale Brașovului, poate cele mai mari personalități care le-a dat Brașovul vreodată. Vorbim de frații Lapedatu, care în parcursul vieții lor au ocupat diverse poziții, fie de președinte al Academiei Române, unul dintre ei, fie de guvernator al Băncii Naționale. Alexandru Lapedatu este cel care a făcut trecerea de la România Democratică la România Totalitară, care l-a și băgat în pușcărie. A fost secretarul general al Academiei în vremea cea mai grea, în vremea în care Academia se preschimba și devenea o Academie care nu mai era a poporului român. Unire cu Jesus!
Campania de prevenire a consumului de alcool în rândul elevilor s-a desfășurat astăzi la Colegiul Tehnic de Transporturi. Campania are ca obiectiv principal informarea liceenilor asupra efectelor negative ale consumului de alcool. Un alt scop este acela de a-i responsabiliza pe reprezentanții magazinelor cu privire la obligația de a nu comercializa băuturi alcoolice minorilor. Arată practic din punct de vedere vizual, da? Cum vedeți voi în momentul în care consumați alcool? Informații cu privire la riscurile consumului de alcool. De asemenea, din partea partenerilor campaniei vor beneficia de anumite informații legate de modalitățile de petrecere a timpului liber. Anul acesta venim cu o abordare creativă mai nouă, încercăm să vorbim mai bine limba adolescenților, în speranța că mesajul campaniei are mai mult impact asupra lor, dar deopotrivă încercăm să implementăm o campanie după modelul Societatea ca un întreg. O campanie care de-a lungul timpului a avut rezultate extraordinare, concretizate cu studiile care s-au făcut la nivel european, în care consumul de alcool în rândul tinerilor români a scăzut undeva la 10%. În cadrul campaniei au fost împărțite materiale educative și informative care se adresează atât tinerilor cât și părinților. Îngroparea vătafului grupului Junilor Dorobanți este un vechi obicei tradițional care are loc în fiecare toamnă la Brașov. Conform ritualului, vătaful are parte de o slujbă plină de glume, oficiată de un preot. Acesta este purtat pe o scară din șcheii Brașovului, pe un drum de aproximativ 2 km. Este o tradiție precreștină, unde însemnătatea acesteia are un rol important în viața junilor din șchei Brașovului și Brașovul Vechi, pentru că, în fapt, se îngroapă ritualic vătaful, având crezul că el va renaște mai puternic, mai tânăr, mai bun. Din 2013, mai exact, am început această tradiție. De fapt, am reînviat-o, efectiv, și de atunci cei din grupul Dorobanților m-au ales pe mine ca și părinte popă în ghirimele. Dragostea junilor dorobanți mă apasă foarte tare, într-adevăr. Au grijă de mine să mă strângă cât mai tare și pe parcurs o să mai îmi pregătească câteva surprize. La final, vătaful este scăldat deasupra unui râu din zona Podul Dracului și dezlegat doar după ce acesta promite că oferă de băut tuturor membrilor grupului. Închinare și reverență să faci în fața junilor dorobanți, că multe au mai suportat și multe au îndurat de când vătaf te-au ales, cu cinste și mare preț. Doamne, miluiește! În perioada 11-5-2018, 10-11-2019, Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov, în parteneriat cu Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului din Județul Brașov și Agenția de Dezvoltare Economică și Regională, au implementat proiectul Politici în Turism pentru o Dezvoltare Durabilă. Proiectul a urmărit creșterea capacității ONG-urilor de la nivel național, în special din domeniul turismului, de a formula și promova propuneri alternative la politicile publice privind turismul. Există o strategie comună a toți factorilor implicați, fie că vorbim de agenți economici, fie că vorbim de asociații, fie că vorbim de autoritățile publice locale, și vor crea o strategie de dezvoltare turistică și de promovare a destinației turistice a județului respectiv. Proiectele au ca scop dezvoltarea județului Brașov, dezvoltarea din punct de vedere economic, din punct de vedere turistic. Sprijinim la această dezvoltare. Săptămâna aceasta s-a încheiat târgul de turism de la Londra, de unde reprezentanții României au venit cu vești excelente pentru turismul județului Brașov.
Și de această dată Brașovul crește ca și număr de nopțări. Vorbim despre contractări pentru 2020 și 2021. Ca piețe surse importante, un top 3 îl reprezintă încă, bineînțeles, spațiul vorbitor de limbă germană, Germania, Austria, Elveția, urmat imediat pe segmentul de vacanță, nu dedicat segmentului business, de către turiștii americani. Brașovul se clasează pe locul al doilea după București în ceea ce privește numărul de turiști care vizitează orașul nostru. Dacă anul trecut procentul sosirii turiștilor străini în Brașov era de 20%, anul acesta este de 30%. Penultimul din cele 6 concerte de Brahms s-a cântat aseară pe scena Filarmonicii din Brașov. După cum spune dirijorul Cristian Mandeal, penultimul concert din această serie de Brahms este și cel mai dens dintre toate, acesta fiind un concert care nu conține nicio piesă solistică, solistul fiind însăși orchestra. Cele trei lucrări sunt foarte solicitante din toate punctele de vedere, dar în special din punctul de vedere al concentrării de idei pe care le conțin toate aceste trei mari lucrări. Iată deci un mare challenge, o mare provocare la care orchestra din Brașov trebuie ca să răspundă.